UPL vă recomandă Signal și Rancona. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, așa cum vă anunțam un pic mai devreme. Alături de mine, de la această oră, este Ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Îi spun bună seara și mulțumesc pentru faptul că e prezent aici în fața publicului Agro TV. Bună seara, domnule ministru! Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru oportunitate. Sunt multe subiecte care s-au adunat în tot acest timp în care nu ne-am văzut. Aș vrea să abordăm cele mai importante subiecte în ora pe care o avem la dispoziție. O să discutăm despre ajutoarele pentru fermieri, ajutoare pentru cei care au fost calamitați de seceta din primăvară. E un punct fierbinte pe care fermierii îl așteaptă a fi soluționat. Să vedem ce noutăți le aduceți pe acest subiect. O să discutăm și despre reprezentarea României la Copa Cogeca. S-a discutat și pe seama acestui subiect, dar cred că cele mai importante subiecte, din punctul meu de vedere, este noua politică agricolă comună. Ați fost prezent acolo la Luxemburg, au fost dialoguri destul de aprinse pe aceste subiecte. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă, cred că ar trebui să ne privească pe noi toți. Vom discuta de asemenea și despre camerele agricole. Vreau să discutăm și despre cele 50 de hectare, mai corect spus, până la 50 de hectare pe care tinerii le pot obține prin ADS. Sunt foarte multe întrebări venite din zona asta și un alt subiect este legat de despăgubirile pentru cei care au afaceri în piscicultură, Natura 2000, despăgubiri pentru cei care au avut mult de suferit din pricina, din cauza cormoranilor. Da, o să le luăm pe rând, pentru că încercăm în timpul ăsta pe care l-avem la dispoziție să clarificăm cât mai multe aspecte. În primul și în primul rând, știu că săptămâna trecută, împreună cu premierul României și cu o delegație, ați participat în Franța la o dezbatere destul de importantă, la o vizită care a vizat și agricultura, agricultura atât cea pe care o facem noi aici în țară, dar și cooperarea, colaborarea cu statul francez pe anumite domenii de activitate, pe anumite sectoare de activitate. Seara trecută, prezent aici în studio, ministrul secretar de stat George Scarlat ne-a detaliat din vizita pe care a făcut-o acolo împreună cu celălalt secretar de stat Aurel Simion vis-a-vis de acele depozite regionale pe care și România urmează în viitorul apropiat să le implementeze. Dar, mă rog, sunt lucruri diferite, lucruri separate. Aș vrea să ne referim la vizita asta pe care ați făcut-o împreună cu premierul României, o vizită importantă prin prisma întâlnirilor avute acolo. Da, a fost o vizită importantă pentru că am avut un program foarte dens și un program pe care l-am pregătit din timp, exact în ideea în care, cel puțin pe domeniul agricultură pe care îl gestionez și în care în ultima perioadă s-au întâmplat și se vor întâmpla foarte multe lucruri importante legate de cum se creionează politica agricolă comună, cum reușim fiecare țară să ne scrie în programul național strategic în așa fel încât cât mai multe dintre nevoi și dintre probleme să le rezolvăm, exact în spiritul strategiei Comisiei, acest Green Deal, strategia Farm to Fork, această strategie privind biodiversitatea, fiecare țară încearcă să se poziționeze și să obțină normal cât mai mult din acest Green Deal. Fiecare țară încearcă să interpreteze într-un mod cât mai favorabil acest Green Deal. Am avut și pe perioada negocierilor o colaborare destul de bună cu ministrul francez și cu celălalt care a fost înainte, deși nu au problemele pe care grupul de țări din sud-estul Europei le avem. În primul rând, noi sigur că am dorit să continuăm sprijinul cuplat, voluntar, atât în sectorul zootehnic cât și în cel vegetal. Am reușit. Suntem vreo 5 țări care facem acest lucru. Am încercat și am reușit să dăm în continuare până în 2027 ajutorul național tranzitoriu. Acest lucru a fost cel mai greu de obținut. Am reușit chiar să schimbăm
nu noi în Consiliul Agrifish, dar a doua zi în Parlamentul European, la inițiativa colegilor noștri și a celor bulgari, pentru că noi eram cei mai afectați, să schimbăm și data istorică legată de acest ANT la bovine. Știu că a creat foarte multe controverse de-a lungul timpului, pentru că, practic, conform regulamentului, dacă nu se schimba această dată istorică, eram nevoiți să dăm bani pentru animale care nu erau, iar alți fermieri care au un număr mai mare de animale să ne raportăm primească. La 2013. 2013. Am reușit să schimbăm data istorică la 2018. Totuși, o dată mai apropiată și niște cifre cât mai aproape de adevăr. Noi am cerut, sigur, ca acest ANT să fie ca și la ovine, adică doar animalele care sunt în baza, în exploatație, în baza de date. N-am reușit acest lucru. Dar am avut concursul și ministrului Franței, pentru că am cerut și ajutorul lui, și ministrul austriac a fost alături de noi în tot ceea ce noi am cerut. În afară de acest lucru, noi acum, când ne fundamentăm programul național strategic, avem câteva priorități și am vrea, din experiența franceză, mai ales legat de ferma de familie, de ceea ce înseamnă mediul asociativ în Franța, care este un mediu asociativ foarte puternic, de modul în care reușesc să-și valorifice produsele locale, produsele tradiționale și cum reușesc să-și impună produsele franțuzești. Practic, în toate magazinele din Franța, oamenii caută produse franțuzești. Și am vrut să vedem care este ce fac ei. Sigur, ei fac acest lucru de zeci de ani. Acest sistem de depozite în care colectează, în primul rând, toate produsele franțuzești, de unde acestea pleacă, fie spre Horeca, fie spre piețe mai mici, fie spre retailer chiar, la ei există din 1960 și s-a perfecționat. Noi, având în Programul Național de Relansare și Reziliență, printre cele două mari proiecte care vrem să le finanțăm, și această rețea de, noi am spus, o rețea de colectare, depozitare, distribuție și promovare a produselor românești, și am vrut să vedem câteva modele care funcționează, pentru că noi am alocat din acest program 750 de milioane de euro pentru această rețea, care, sigur, în prima fază, statul român o va construi, cel puțin primele 8 depozite regionale, care automat vor trebui să fie conectate cu toate depozitele și cu toți procesatorii și producătorii români care sunt și doresc și care vor veni în continuare, în așa fel încât în această rețea să reușim să aducem cât mai multe din produsele românești. Asta nu înseamnă că celelalte rețele care sunt acum pe piață, chiar am participat săptămâna trecută la o întâlnire organizată de retaileri și am spus că noi nu avem nimic împotriva rețelelor care sunt, doar dorim să oferim o alternativă pentru produsele românești, sigur, acelor producători și procesatori care doresc să intre în această rețea. Sigur că aceste depozite vor avea un dublu rol. În primul rând, acolo vrem să avem rezerva de stat. Să știm exact pentru produsele de bază că există suficiente resurse pentru situații limită. Stocuri pentru situații limită. Dar în același timp o să o dăm unui operator privat, român, cu obligația ca în aceste mari depozite logistice regionale să se conecteze cu toate depozitele care cu siguranță sunt fie ale producătorilor, fie ale cooperativelor și să preia și să distribuie produsele românești. Asta va fi condiția pe care noi o vom impune atunci când o să dăm spre operaționalizare unui operator privat. Sigur că statul o să-și păstreze, să zic așa, controlul asupra ceea ce se va întâmpla acolo, fără să se amestece foarte mult în tranzacțiile economice și în contracte. Doar o să încercăm să ne asigurăm că ceea ce vom trece în contract, adică acolo să fie doar marfă românească, se va respecta. Și încet, sigur, nu peste noapte, acest sistem cu siguranță se va consolida, va crește și sunt mulți. Se pot face lucrurile astea, iertați-mă, și prin Casa Agroalimentară Unirea? Nu știm deocamdată, nu știm cum anume o să o facem. Deocamdată noi
creionăm și până la sfârșitul lunii noiembrie trebuie să prezentăm comisiei fundamentarea celor două proiecte ca să absorbim acei bani, pentru că cele 33 de miliarde de euro din Programul Național de Reziliență și Relansare Economică, care sunt cu toții alți bani decât cei din PNS sau cei din destinați altor fonduri europene, altor ministere. Din cei 33 de miliarde, noi am reușit să atragem către agricultură acești 7 miliarde 250 de milioane pe două proiecte. Cel de care discutam, această rețea națională de colectare, depozitare, distribuție și promovare a produselor românești în valoare de 750 de milioane euro și pentru acea infrastructură privind strategia de gestionare a apei cu toate componentele, sistem de irigații, reabilitarea ceea ce există și infrastructură principală și cea secundară, dar și dezvoltarea unor sisteme de irigație acolo unde încă nu există, dar este nevoie, reabilitarea celor aproape 3 milioane de infrastructuri care deservește 3 milioane de hectare, infrastructură de desecare drenaj, care este în aceeași stare ca și cea de irigații, lucrări de combatere a eroziunii solului care sunt necesare și care de multă vreme nu au fost făcute pentru că nu a fost suficient, nu au fost fonduri suficiente alocate, lucrări de prevenire a deșertificării, dar și extinderea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor. Toate aceste infrastructuri le-am prins în acest program, având această oportunitate. Practic, ați ales niște priorități. 6,5 miliarde euro, pentru că am dorit ca cele două mari proiecte să le finanțăm din alți bani decât banii din PNS. În așa fel încât banii din Programul Național Strategic să ne ajungă cele 13 miliarde pentru plăți directe și acolo iarăși va fi o discuție ce înseamnă ecoschemele și cum anume vom putea valorifica acele ecoscheme ca banii să nu-i pierdem. Și restul de 7 miliarde, 7 miliarde jumate pentru măsurile din pilonul 2. Urmând, pentru că am fost întrebat, urmând ca în pilonul 2, pe fosta măsură 4-3, să creăm o măsură prin care fermierii să-și procure echipamentele de udare de data aceasta. Dacă toată partea de infrastructură și cea principală și cea secundară o să o putem reabilita din PNRR, din Programul Național Strategic, să scriem o măsură prin care ei să-și procure echipamente de udare. Fosta măsură 4-3. Practic să aibă și posibilitatea să irige fizic, să aibă acces la apă pe de-o parte, dar să și achiziționeze echipamente pentru a face prin fosta măsură 4-3, prin care până acum aveau posibilitatea că pe un proiect de 1 milion de euro, organizațiile de udători puteau să își reabiliteze infrastructura secundară și 30% din sumă puteau să o folosească pentru achiziționarea de echipamente de udare. Sigur, utilizând tehnologii mai actuale, să zic așa, pentru că în această componentă de Green Deal, probabil vom încuraja cumpărarea unor echipamente care să utilizeze energii mai puțin poluante, tocmai ca să ne pliem pe acest Green Deal și să reușim să absorbim toți banii. Bun, vă propun să luăm 10 secunde de publicitate și apoi o să continuăm să le explicăm fermierilor măsurile pe care le luați. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Bun, am revenit în direct alături de Ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Prin dezbaterea din această seară ne propunem să clarificăm cât mai multe aspecte pe subiectele la zi din agricultură. Un astfel de subiect este cel legat de terenurile pe care le pot primi tinerii prin ADS, până la 50 de hectare. Să știți că sunt foarte mulți tineri care mi-au scris, care caută răspunsuri pentru acest proiect și cred că e un prilej bun pentru toată lumea să clarificăm aceste aspecte. Să știți că oamenii vor să știe ce trebuie să facă, care sunt procedurile, cine are prioritate, cine are acces la acest teren, dacă există posibilitatea ca anumite contracte semnate cu foarte mult timp în urmă și spun cei care ne scriu că au fost poate contracte nu tocmai în regulă, se pot pământurile respective, se pot da
către tinerii care solicită, bineînțeles, în urma unei analize. Nu spune nimeni că putem face haiducie să anulăm anumite înțelegeri ale statului român cu anumiți fermieri și da, altora, dar sunt sesizări, probabil, pe care și dumneavoastră le-ați primit pe adresa ministerului, în care oamenii solicită ca terenul respectiv al ADS-ului să intre în administrarea tinerilor care îndeplinesc aceste condiții. Bun, acum să o luăm în delete. Deci, în primul rând, că noi am decis ca începând de acest an să aplicăm o lege, o lege care există din 2016 și care spune că atunci când se concesionează terenul ale statului liber de contract, da, în primul rând acestea trebuie scoase către concesionare celor care se încadrează în acest program de instalare a tinerilor fermieri. Și am zis că anul acesta ar trebui să începem totuși să aplicăm această lege. Pentru că cu aceste modificări am venit față de ceea ce s-a întâmplat și până acum. Și până acum programul de instalare a tinerilor fermieri s-a derulat și se va continua și în următoarea perioadă 2021-2027. Este un program european prin care se încearcă compensarea, să zic așa, abandonului sau a îmbătrânirii forței de muncă și a fermierilor în toată Europa. Și prin acest program se încearcă stimularea rămânerii sau reîntoarcerii tinerilor către agricultură. Chiar am văzut că propunerile care vin de la Parlamentul European este ca această sumă, pe care până acum era de maxim 50.000, să crească până la 100.000 suma de instalare în viitorul exercițiu financiar. În plus, am spus că să încercăm să splităm banii care au rămas anul acesta, cele 43 de milioane, jumătate să fie destinați tinerilor aplicanți din țară și jumătate tinerilor din diaspora, pentru că foarte mulți au spus, lucrăm în agricultura altor state de 10 ani, de 15 ani, ne-am încadrat ca și vârstă în acest program de instalare a tinerilor fermieri, dați-ne și nouă o șansă, pentru că avem suficientă experiență și am vrea să ne întoarcem. Bun, dar acolo cred că trebuie modificate un pic lucrurile pentru diaspora, pentru că din păcate din cele 20 de milioane de euro s-au accesat numai 210.000 de euro. 5 proiecte au fost declarate eligibile pe această măsură 6.1, iar în următorul exercițiu financiar probabil că procedurile vor fi înlesnite. Nu în următorul exercițiu, noi redeschidem măsura asta. Să redeschidem măsura, banii aceia rămân și redeschidem măsura, modificăm condițiile. Modificăm condițiile în așa fel încât să se încadreze și tinerii din diaspora. În plus, am zis că acolo unde este posibilitatea și unde avem terenuri libere de contract, să facem acest lucru. Sigur că anul trecut, în decembrie, a apărut codul administrativ care spunea că nu se pot concesiona terenurile care nu sunt întabulate. Păi doar o treime din terenurile statului gestionate de ADS au fost întabulate. Anul acesta am modificat legislația în așa fel încât ADS-ul să poată deveni beneficiar al acelui program prin care ANCPI face ca acea cadastrare sistematică să poată avea acces la bani europeni ADS-ul și să înceapă să întăbule terenurile statului pe care acest ADS le gestionează. Tocmai ca să nu mai avem această situație ilară în care ai un teren, nefiind întabulat, situația lui juridică e destul de complicată, iar în momentul când vrei să accesezi un proiect de genul ăsta, o lege, cum este codul administrativ, să spună nu aveți voie. Și atunci am făcut o modificare și în acest cod administrativ și am spus că se exceptează terenurile care sunt destinate acestui program de instalare a tinerilor fermieri. Sigur că aceste terenuri libere de contract nu sunt în toată țara. Și mă uit aici că cei de la ADS au scos în prima fază în 6 județe, unde au avut terenuri în suprafețe mai mari și Călăraș, Dolj, Dâmbovița, Galați, Satu Mare și Hunedoara. Și a început prima sesiune. Sigur că condițiile sunt trecute pe site-ul ADS, condițiile erau trecute și în hotărârea de guvern, care detalia care este procedura de aplicare a ordonanței respective. Și, sigur, cei care sunt interesați în județele unde
s-au scos, să zic așa, la concesiune aceste suprafețe de teren și au depus documentația și o să fie anunțați când anume va începe selecția. Există o procedură internă a ADS-ului care au agreat-o și ne așteptăm ca primele concesiuni legate de acest program să aibă loc, pentru că s-a născut foarte greu toată legislația care permitea, de la ideea care am avut-o la începutul anului până am reușit să modificăm și codul administrativ și să emitem și legislație, să zic așa, secundară și proceduri, a durat foarte mult. Acum, legat de terenurile care sunt libere sau care sunt concesionate. Sigur că sunt foarte multe contracte. Am găsit contracte pe 20 de ani, pe 29 de ani, pe 40 de ani, contracte făcute. Și n-am avut posibilitatea decât să verificăm dacă condițiile din contract sunt respectate, pentru că un contract poate fi anulat sau desfăcut doar dacă unul sau mai multe dintre condițiile care erau puse în acele contracte nu erau îndeplinite de către cel care a concesionat. Și au fost în multe situații în care contractul de concesiune a fost desfăcut și avem această posibilitate să fie câteva zeci de mii de hectare libere în anumite județe. În alte situații nu am reușit, chiar dacă contractul, repet și am spus-o și altă dată, chiar dacă media redevență este una ridicolă. Este undeva până în 500 de kilograme de grâu pe hectar. La multe dintre contracte. Și cu siguranță că s-au făcut niște proceduri prin care s-a crescut redevența, dar pentru fiecare contract în parte poți să crești redevența doar în momentul în care se modifică contractul. Dacă acel concesionar vine să concesioneze în plus și alte suprafețe, atunci cei de la ADS pot să crească redevența pe toată suprafața, acolo unde redevențele sunt ridicole. Pentru că acum toți cei care se uită la noi știu că 500 de kilograme de grâu pe an e o redevență ridicolă. Și nu este corect, chiar dacă este legal, dar nu este moral ca în 2020 cineva să plătească o asemenea redevență. Bun, mai vin întrebări pe acest subiect. Domnul Stroiescu vă întreabă ce facem cu ciobanii care ne distrug culturile. Aceștia s-au așezat cu stâna pe terenurile ADS. Am încercat să concesionez, dar nu s-a putut până acum. ADS-ul putea încasa bani până acum pe terenul care este neproductiv. Mă rog, cred că sunt multe spețe la nivel național. Dacă ar fi să luăm toate mesajele venite de la toți cei care ne urmăresc, cu siguranță că nu ne-ar ajunge o seară întreagă să le răspundem pe subiectul ăsta. Pentru că doar o treime din suprafața gestionată de ADS este întabulată, deci se știe exact care sunt limitele și doar acea treime, să zic așa, că este purtătoare de contracte foarte clare și foarte ferme. Restul, cu siguranță, sau pe restul terenului, cu siguranță sunt și situații de acestea gri, în opinia mea, voit lăsat această situație, pentru că sigur, se pot face multe lucruri, inclusiv abuzuri de genul ăsta. Sunt foarte multe conflicte legate de terenurile ADS-ului și cu OAT-urile. Sunt OAT-uri unde sunt cetățeni care au hotărâri definitive de punere în posesie. Primăriile acelea, pe bună dreptate, cer ADS-ului anumite suprafețe ca să pună în posesie cei care au acest drept, pentru că există o hotărâre judecătorească. Noi nu mai putem comenta această hotărâre judecătorească, iar ADS-ul trebuie să, primăriile, cer ADS-ul acest lucru. Iar cei care se îndreaptă în instanță împotriva noastră, noi ca și stat, ADS-ul plătim penalități pentru suprafețele care nu au fost puse în posesie. Sunt situații multiple, conflictuale, între crescătorii de animale și OAT-uri. Mai ales pe, nu neapărat numai pe terenul ADS-ului, și pe pășunile comunale. Și, deci este o situație destul de
greu de gestionat. Greu de gestionat și care la această situație s-a ajuns treptat, pentru că sunt convins că la început lucrurile erau destul de clare. După care fiecare a încercat să încalce puțin regulile sau s-au schimbat regulile pe parcurs și s-a ajuns la situații tensionate între crescători, între crescători în sine, cei care erau localnici și cei care au venit și au închiriat pășunile, între crescători și UAT-uri, între crescătorii de animale și cultivat și cei care fac cultură vegetală și culturile respective sunt invadate de crescătorii de animale. Sunt zilnic, avem o medie de 10 situații punctuale unde, sigur, se duc echipele de la direcțiile agricole, de la corpul de inspecții, de la corpul de control. Bun, trebuie să luăm publicitate, domnule ministru. După câteva minute o să revenim la discuția noastră aici în studio.